Fiecare an, până în 1989, pe 23 august aveau loc parade și defilări, la care prezența era obligatorie. Era Ziua Națională a României. 23 august este ziua în care românii au îndreptat armele împotriva naziștilor, alături de Uniunea Sovietică, și a început lupta pentru eliberarea teritoriului nostru de sub dominația fascistă. Milioane de români participau la fastoasele parade. Astăzi, cei mai maturi dintre megidieni își amintesc cu plăcere de acea perioadă. Amintiri frumoase, era sărbătoare, eram liberi. Bine, eu în meseria mea nu eram liber, dar marea majoritate a populației erau liberi și măcar pentru asta erau bucuroși. Am trecut și am trăit perioada comunismului. Se serba Ziua Socialistă a României. Pe 23 august 1944, România dispune încetarea colaborării cu puterile Axei și intră în sfera de influență a URSS. Mareșalul Ion Antonescu, alături de mai mulți miniștri, era arestat din ordinul regelui Mihai, iar România era cel puțin, la nivel declarativ, o țară democratică. Abia în 1948, 23 august, era proclamată Zi Națională a României, după ce regele a fost forțat să abdice în favoarea Partidului Comunist. Pentru neamul românesc, 23 august este o zi importantă, pentru că în acele momente tragice, când al doilea război mondial era în cumpănă, nația română era într-o situație extremă. Dacă nația română ar fi continuat să fie de partea Germaniei, noi nu știm dacă am mai fi existat ca popor. De la insurecție armată, 23 august a devenit Revoluție de Eliberare Socială și Națională Antifascistă și Antiimperialistă. Mai apoi a fost un prilej pentru desfășurarea megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, iar astăzi evenimentul a rămas doar în amintirea celor care au luat parte la petrecerile muncitorești.